Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Elizaveta, știm că astăzi sărbătoriți ziua de naștere. Noi vă spunem la mulți ani, cu multă sănătate și bucurii din partea celor dragi. Am venit cu o surpriză. Această surpriză nu vă punem la încercare să ghiciți din partea cui este, pentru că, văzând că ne-ați întâmpinat cu lacrimi, ați intuit din partea cui este. Da, din partea la copii, cred. Această surpriză a solicitat-o fiica dumneavoastră, Tatiana, care se închină și vă mulțumește pentru tot. Vă mulțumește că aveți grijă și de feciorașii ei. Îi creșteți de când erau micuți. Aveți grijă de ei. Și ea, împreună cu nepoțica Diana, vă spun la mulți ani și se roagă să trăiți mulți, mulți ani cu sănătate. Buchetul de flori este pentru dumneavoastră, un coș cu fructe, pentru că ne-a zis că aveți oaspeți, sunteți cu nepoții, și o tortă pentru masa de sărbătoare. Și ne-a expediat un mesaj de felicitare care ne-a rugat să vi-l transmitem. Dar până atunci ne spuneți, v-ați așteptat la o surpriză? Eu și eu seagă în deț cum să din casă așa a ieșit. Eu n-am știut. Doamna Elizaveta, noi dăm citirea mesajului care ne l-a expediat Tatiana pentru dumneavoastră. Scumpa și draga mea mamă, poate nu reușesc des să te slăvesc în cuvinte alese, dar știu, mamă, că ești cea mai apropiată ființă. Ești tot ce am mai bun. Ești sprijinul și ajutorul meu. Ești cea care dăruie iubire și grijă de mamă și ficiorilor mei, pe care îi crești de la un an de viață. În această zi, mămico, împreună cu Diana, îți urăm din suflet numai zile pline de zâmbete, bucurii. Și îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi, pentru faptul că ne susții și ne dai aripi să înfruntăm orice greutate. Îți mulțumim că existi și ne cuprinzi cu dragostea ta mereu, indiferent unde ne aflăm. Dacă viața ta ar depinde de dragostea pe care ți-o port, ai fi nemuritoare, mama. Azi mă rog Domnului să-ți aducă în dar multă sănătate, putere, ca să trăiești mulți ani cu bucurii din partea noastră. Acest mesaj ne l-a expediat Tatiana, fiica dumneavoastră, împreună cu nepoata Diana. Mulțumesc frumos! De ce le spuneți? Ce să-l spun din partea mea? Le doresc o viață fericită. Sănătate. Și să șibă măcar o leacă iubite din când în când, măcar. Nu șibă ca mine. Tare multă vreme să copii. Am crescut un rând și am crescut al doilea rând. Când crescut de Anușca și am nepoțel Ruslan de la băietul Sașa, fișorul Sașa. Și că am aici la-ns doi nepoței. Și sănătate, și ei mai scumpă decât toate. Bine așteptat, mi-ești cuvinte. Deci sunteți o mamă grijulie și iubitoare, dar în special o bunică la un milion, pentru că vă creșteți nepoții, le înlocuiți părinții. Mai avem o surpriză pentru nepoții dumneavoastră, pentru feciorii Tatianei. Daniel, du-și fie măcar altă mai bună, băieți! Noi am venit cu o surpriză. Surpriza este de la mămica voastră, este pentru bunica și ne-a rugat să vă dăm vouă, uite așa, dulciuri. Este de la mămica. Așa. Și vă întrebăm dacă îi spuneți bunicăi o urare cu ziua ei. Ce dorești? Uite, mă-mi dai frumoasă, tânără, și nu știu și... Și voi o să fiți mereu de ajutor, așa? Să șibă tânără, frumoasă și să trăiască încă mulți, mulți ani. Doi au făcut, doi au zburat, au rămas încă doi. Eu îi doresc sănătate, fericire, curaj, răbdare și sănătoasă. Și mulțumesc la cei care au dat surprizul ăsta neașteptat, frumos, nu t-a așteptat nimeni la așa surpriză.
Îi doresc mult, mult sănătate și la copii și ei trăiască 100 de ani, așa că mama noastră e asta. Cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama. Ce dulce, uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor.